După un an de muncă la vie, gospodarii își strâng acum recolta de struguri. Aceștia se vor transforma în must, iar mai apoi, prin fermentație, în vin. Procesul este însă unul foarte periculos din cauza emanației de dioxid de carbon. Aproape că nu există toamnă în care să nu se înregistreze cazuri de intoxicație cu dioxid de carbon. Pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple, pompierii botoșeneni au câteva sfaturi pentru botoșenenii care își vor prepara vinul acasă. Pentru a evita cazurile de intoxicație cu dioxid de carbon acumulat în spații închise pe timpul fermentării mustului, ISU Botoșani vă recomandă: nu puneți mustul afermentat în spații închise. Nu intrați în încăperile în care fierbe vinul fără a asigura o ventilație corespunzătoare. Anunțați pe cineva dacă intrați în astfel de spații. Salvatorii de la ISU vă mai recomandă să verificați concentrația de oxigen din încăperea în care intrați, prin aprinderea unei lumânări. În cazul în care se va stinge, înseamnă că nu există suficient oxigen. Persoanele cu probleme respiratorii, cardiace sau neurologice sunt mai predispuse la intoxicația cu dioxid de carbon. Pompierii vă mai transmit să nu intrați în încăperea în care există deja o victimă fără echipament de protecție și, cel mai important, sunați la 112 în orice astfel de situație.